Ciprian este unul dintre proprietarii de cabane din stațiunea Rânca. Cei care vor merge să petreacă sfârșitul de săptămână la una dintre locațiile sale va plăti pentru o cameră 70 de lei. Cu ce oferte îi îndrumina dumneavoastră pe turiștii care vin la dumneavoastră la cabană? Oferta de preț pe cameră. Camera matrimonială la preț de 70 de lei pe noapte. Oferi și masă? Nu, 70 de lei nu pot să ofer. Cabanierii susțin că cel mai mare grad de ocupare se înregistrează la sfârșitul săptămânii. Care este gradul de ocupare în prezent? Păi gradul de ocupare este numai în weekend. Adică în weekend întotdeauna este 100%. Chiar și acum? Chiar și acum, da. În rest, în timpul săptămânii? Și în timpul săptămânii, gradul de ocupare este undeva între 20-30%. Și pentru cei care doresc să petreacă o săptămână într-o stațiune balneoclimaterică, agențiile de turism au oferte avantajoase. Ofertele balneoclimaterice, o săptămână de refacere și decada balneară. Pentru decada balneară, sejurul cuprinde 9 nopți de cazare, cu pensiune completă și tratament, 2 sau 3 proceduri în funcție de hotelul ales, iar tariful este la hotel de 2 stele 650 de lei de persoană, iar la cel de 3 stele 750 de lei. Agenții de turism caută soluții pentru a oferi turiștilor posibilități variate de a alege unde să-și petreacă sfârșitul de săptămână.